Bună seara tuturor! Și bine ne revedem la începerea unei noi grupe de radiestezie terapeutică. Să dăm așa să ne vedem. Bun. În această seară începem o nouă grupă de radiestezie terapeutică. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt botezatul Romeo, trainer, terapeut și predau radiestezie terapeutică. Și astăzi mă bucur că începem acest studiu. Cei care s-au înscris deja au primit pe platformă cursul și îl pot viziona. Dar înainte de toate, a practica radiestezia, mai ales cea terapeutică, este o ușă deschisă către cunoașterea universală. În această lume frumoasă se intră ușor pentru că este accesibilă tuturor celor care doresc să învețe, să crească din punct de vedere spiritual. Și nu numai spiritual, ci și ca dezvoltare personală. Radiestezia și radiestezia terapeutică nu are limite fixe. Limitele fiind puse de mintea noastră, deci de mintea omului și de nivelul de credință în Dumnezeu a fiecăruia și implicit nivelul de credință în El, în capacitățile, în calitățile, în harurile fiecăruia. Noi nu înțelegem natura energiei, mai ales și nici a energiei electrice. Nu vedem vântul, aerul și totuși le folosim. Și le folosim fără probleme, ca și cum ar fi ceva normal. Ei, radiestezia, prin tehnicile pe care le are și prin faptul că se folosește de un instrument sau de mai multe instrumente, poate măsura vibrațiile, fluctuațiile, energiile pe care corpul, prin cele cinci simțuri, nu le poate detecta, ci doar le simte. Radiestezia terapeutică, cea pe care eu o predau, este un sistem de vindecare și de punere în stare de vindecare a omului, dar în același timp este și un sistem de autocunoaștere. În primul rând, de autocunoaștere a microcosmosului, adică al nostru, dar și a macrocosmosului. Acestei surse din care noi ne tragem. Noi avem cinci simțuri fizice, dar avem și simțuri extrafizice, da? Intuitive, cu ajutorul cărora noi ne conectăm la acel nivel de informație specific fiecărei persoane. Pentru că nu toți ne conectăm la același nivel de vibrație și implicit la același nivel de informație. Fiecare se conectează la informația conform nivelului la care se află. În primul rând, cum știm noi ce simțuri fizice
avem mai puternice. Deci miros, gust, auz, pipăit și așa mai departe. Cum știm acest lucru? În primul rând, prin introspecție. Și această introspecție ne determină să începem să ne cunoaștem mai mult. Dar introspecția vis-a-vis de simțuri nu este totul. Introspecția de toate aspectele vieții te face să te cunoști mai bine. Dar în legătură cu cu introspecția vis-a-vis de simțuri, în momentul în care te analizezi, vei observa că verbal vei spune, de exemplu, cei care sunt vizuali, vezi, vezi ce se întâmplă, cei care sunt auditivi, ai auzit, auzi, folosesc foarte des aceste cuvinte. Iar cei care simt, mă, ai simțit ce se întâmplă? Ai simțit acel lucru, ce spunea, ce s-a întâmplat acolo? Deci, aceia sunt mai simțul, darul simțului este mai puternic, tactil și așa mai departe. Sunt copii, cunosc copii care ei se conectează la persoană prin atingere. Și în momentul în care ating, pur și simplu află și toate informațiile din acea persoană cu care interacționează și cu copilul cu care se joacă. Bun. În acest univers în care noi trăim, pe care îl vedem, îl simțim, da? Fiecare obiect, fiecare structură emite niște radiații. Aceste radiații care sunt emise, noi le putem măsura și le identifica cu ajutorul unor instrumente. Fie instrumente radiestezice, gen ansă, pendul, baghetă și așa mai departe, sau acum s-au inventat mai nou tot felul de instrumente, de aparatură care poate măsura acest lucru. Deci nu mai este un lucru SF, să-i spunem, sau de domeniul acesta, faptul că există energii, noi mergem printr-o energie. Acum totul este măsurabil cu ajutorul unor aparate. Da? Și se poate fotografia și așa mai departe. Deci nu mai există, wow, ceva extraordinar. Deci, omul, noi, suntem receptori, dar în același timp și emițători. Noi și emitem radiații electrice sau magnetice. Da? Toți avem capacitatea de a capta unde. Iar cu acesta noi ne naștem. Ne naștem cu el. Dar este bine în momentul în care devii conștient de faptul că poți să faci acest lucru, să începi să-l dezvolți prin practică. Practicând, îți dezvolți aceste capacități. Chiar și animalele au această capacitate. Dacă ne uităm la pisici, la câini, la animale din graj, vaci, cai, toate animalele au aceste capacități. Cele mai vizibile sunt la animalele care sunt pe lângă casă, gen câini și pisici, pe care toți au un câine sau o pisică, pot vedea, dacă sunt atente la ele, cum aceste animale pot identifica sau pot vedea diferite unde le simt, se așează acolo unde le identifică. Bun. Un radiestezist bun are nevoie de sute, nu, mii, zeci de mii, sute de mii de măsurători pentru a deveni bun
Foarte bun. Mâna, îți dai mâna pe ansă în momentul în care ai la activ zeci de mii de măsurători. Asta e pe parte de a măsura. Dar și în domeniul terapiei radiestezice este nevoie de foarte multă practică. Și aici nu vorbesc de a practica pe tine, ci de a practica pe alți oameni, de a-ți oferi harul, capacitatea pe care ți-ai descoperit-o, ți-ai dezvoltat-o și altora. Cu cât ai mai multe, zeci, tot la fel, exact ca măsurătorile, oameni pe care îi ajuți prin terapia pe care o știi, o înveți, dacă nu o știi, o înveți, ți se dezvoltă tot mai mult aceste daruri. Văd că am primit și mesaje. Bună seara tuturor celor care mi-au scris mesaje și celor care se uită în acest moment. Ionela, Viorel, care mi-au și trimis mesaje. Bun. Să revenim la subiectul nostru. Ca radiestezist, atât elevii, cât și cei mai avansați, elevii începători, cât și cei mai avansați în radiestezie și în terapia radiestezică. Bună, Tibi! E nevoie să folosească o anumită stare a creierului. Această stare este esențială. Și în această stare, dacă nu ai acea capacitate fină, învățată, educată, practicată, de a intra în această stare alfa a creierului, rezultatele măsurătorii și a terapiei nu sunt 100%. A măsura nu înseamnă a pune mâna pe ansă sau pe pendul și să te duci rapid și ceea ce întrebi să apară acolo pe raportor și aia să-i fie de bună. Nu. Este nevoie de anumit protocol. Un protocol care este bine stabilit și peste care e bine să nu treci. Oricât de avansat ai fi. Pentru că altfel, mintea ta are capacitatea de a-ți da niște rezultate care nu vin, care nu sunt apropiate de adevărul, de valoarea de adevăr a ceea ce cauți tu. Da? Ei, tocmai de aceea este nevoie de o anumită neutralitate a radiestezistului. Iar această neutralitate, această neutralitate sau detașare, deci e nevoie de o detașare a ta, o detașare la nivel mental, la nivel psihic, atunci când măsori, dar și când aplici tehnici de terapie. Iar acest protocol este valabil nu numai radiestezistului, ci este valabil pentru toți cei care practică terapia, indiferent că este Reiki, Bowen, Theta și așa mai departe. Toți au nevoie să intre în această stare de terapie.
Da, de ce? Pentru că, de exemplu, în domeniul radiesteziei, de ce e bine să intrăm în această stare? Pentru că radiestezia, când măsori, nu verifică ceea ce crezi tu în mintea ta că este posibil. Măsurătoarea arată o realitate care de multe ori nu ne place și nu este conformă cu ceea ce credem noi. Ei, în acel moment, acea măsurătoare este una valabilă. Da? Unde poate fi aplicată această radiestezie? Bun. În primul rând, cu ajutorul măsurătorilor radiestezice, noi putem măsura alimentele care sunt favorabile să le mâncăm noi sau pacientul nostru. Putem măsura ce este optim pentru noi, de exemplu, ce produse cosmetice, ce parfumuri sunt optime și compatibile cu structura noastră. Putem măsura compatibilitatea dintre persoane, a unor persoane cu anumite locuri, cu anumite spații. Da? Putem identifica defecțiunile unor mașini, a unor automobile. Putem elimina blocaje. Putem face curățări de diferite energii și entități, de exemplu. Putem găsi apă, pentru că de aici a plecat radiestezia. Radiestezia în România, de exemplu, la noi în România, a plecat de la primii radiestezici, de fapt, au fost căutătorii de apă, fântânari, care foloseau renumita baghetă de alun, o crenguță de alun în formă de Y, și cu ea căutau apă prin grădini, prin curți și unde dădeau de apă, săpau. Pentru că acum se introduce și forează. Atunci erau la lopată și la târnăcop. Și cu cât săpai mai adânc, cu atât munceai mai mult. Și era nevoie să-ți folosești și aceste abilități de căutare a apei. Bun. Ce mai putem face cu radiestezia? De exemplu, putem identifica starea de sănătate a noastră, a animalelor pe care le avem. O practică pe care am văzut-o empirică, de exemplu, să identifici dacă doamna care este însărcinată are băiat sau fată. Da? Cu ansa corect afli valoarea de adevăr mai repede. În empiric se folosea un pahar de apă, se lua un fir de păr de la doamnă cu inelul sau verigheta ei și deasupra paharului cu apă puneau întrebări. Dar dacă nu puneau întrebări, acel pendul creat făcea, dacă nu știa cel care face cum să pună întrebarea, pendulul se rotea și spunea că vai de mine, nu găsim. Nu putem identifica sexul copilului. Bun, de exemplu, în familii sau în cadrul cuplurilor care doresc să se căsătorească, putem identifica compatibilitatea pe structuri a celor doi. Da? În ce domenii mai poate fi folosită radiestezia?
în domeniul medical. În domeniul medical vom învăța și în partea practică, în curs, cum poți identifica pe organe, cum poți identifica în interiorul corpului organele care au afecțiuni și cum se pot trata acestea. Bun. În domeniul judiciar, pe dosare, poți identifica ce dosare sau cum poți. Ce dosare, cum o poți optimiza un dosar pentru a fi în câștig de cauză. Da? Ok. Ia să vedem. Uite, în afaceri. În afaceri. Și acest în afaceri am folosit foarte des tehnica radiestezică pentru diferite firme sau oameni de afaceri care doreau să știe cu exactitate ora când poate semna un contract, locul optim pentru semnarea contractului, care sunt valorile firmei cu care dorea să colaboreze și implicit acelui care conduce firma, dacă este bine și optim pentru el să intre în acel parteneriat. Pentru că de intrat intri, dar perspectiva parteneriatului, dacă este optimă pentru el. Și atunci toate acestea se pot măsura. Ei, vis-a-vis de noi oamenii, putem afla foarte multe valori, iar aceste valori le vom învăța și parametrii le vom învăța în curs. Deci putem afla cât de orgolioși suntem, cât de sinceri, cât de manipulatori putem fi, cât de independenți, cât de echilibrați sau dezechilibrați energetic suntem pe structuri. Pentru că există în radiestezia terapeutică lucrăm pe patru structuri. Structura fizică, structura mentală, structura astrală sau sufletul și spirit. Deci pe aceste patru structuri se lucrează. Tot legat de firme, mai poți măsura compatibilitatea unui angajat cu firma respectivă. Sau dreptul divin în bani a angajatului. Și în funcție de dreptul divin în bani a angajatului, tu l-angajezi pentru că el, datorită dreptului divin, îți poate aduce acele beneficii financiare în firma ta. Da? Bun. Ce mai putem afla cu radiestezia? Zilele acestea chiar m-a contactat cineva care dorea să învețe radiestezie și spunea că el lucrează în domeniul agricol. Și radiestezia poate fi folosit și în domeniul agricol. Pentru că prin măsurători poți afla, de exemplu, dacă terenul pe care vrei să-l cultivi este optim pentru anumite culturi pe care tu dorești să le faci acolo. Da? Ce fel de semințe poți pune acolo. Dacă semințele pe care le cumperi sunt optime pentru pământul pe care l-ai tu. Și pentru că în funcție de cât de optime sunt ele și de compatibile cu pământul tău, vei avea și producția
Da? Poți afla starea de sănătate a animalelor dacă ai ferme de animale. Da? Poți afla, de exemplu, pentru împerechere, pentru montă, acele animale potrivite pentru ceea ce ai tu în fermă. Da? Bun. Pentru cei care cresc porumbei, ce mâncare să le dea? Și așa mai departe. În partea de terapie, sunt niște protocoale pe care le învățăm în curs, protocoale prin care noi aducem corpul fizic în stare de vindecare. Marea majoritate a oamenilor se așteaptă să le spui că îi vindeci. Nicio tehnică energetică nu vindecă, pui mâna și a vindecat. El introduce acel corp în stare de vindecare. Vindecare care se întâmplă într-o anumită perioadă. Mai scurtă sau mai lungă. Ce întrebări mai sunt? Dacă aveți întrebări, puteți să le scrieți în comentarii acolo. Da? La care doriți să vă răspund. Bun. Cu radiestezia, deci nu sunt limite de a o practica. Bineînțeles, de la modulul 2, pentru că eu predau 4 module de radiestezie. Modulul 1, cât costă cursul? Deci, cursul, am două opțiuni. Ori, în total, cursul costă 1450 de roni. De lei. Toate patru modulele. Pentru cine ia doar modulul 1, este 400 de ron. Da? În acest curs, în acest 1450, sau cei care iau modulul 1, există două seminarii gratuite. Deci primele două, adică seminariile de la modulul 1 sunt gratuite. Seminariile de la modulul 2, 3 și 4 sunt contracost fiecare seminar. Deci pe lângă prețul cursului. Bun. Da, este online cursul. În ce sens este online? Dacă tot s-a întrebat. Există platforma romeobotezatu.ro. Și cred că am pus și eu aici în comentarii. Oare apare comentariul meu? Comentariul meu nu apare. Deci pe romeobotezatu.ro este platforma mea de cursuri. Ah, uitați că a apărut în comentarii acolo. Acolo am pus cu, aveam link cu acolo unde trebuie să te loghezi. Ei, în această platformă îți creezi cont acolo unde chiar unde am pus eu link-ul și contul se creează nu la login, sub login dacă dați, este înregistrare sau register. Acolo îți cere numele, e-mail-ul și parola pe care ți le setezi singur. După ce ai intrat, cursul este online, în sensul că sunt înregistrate toate cele patru module cu toate lecțiile specifice fiecărui modul în platformă. Dar pe lângă aceste cursuri înregistrate, noi avem seminariile live care le facem, două seminarii
pe modul și sunt cam două seminarii pe lună, care le facem live pe Zoom. Iar acest link de live pe Zoom îl primesc, bineînțeles, cei care se înscriu și cumpără cursul. Da? Deci, în sensul așa, am conceput acest curs de radiestezie acum cu perioada aceasta de virus. Până acum îl făceam la cabinet, în cabinet. Dar l-am conceput pe online. Acum sunt la a cincea grupă online, da? Și totul funcționează, a intrat în normal și funcționează foarte, foarte bine. De ce vreau să fac și partea de Zoom, live-ul? Pentru că acolo avem exerciții, lucrăm în echipă, am nevoie să văd felul cum ții ansa în mână, felul cum miști mâna, felul cum pronunți algoritmul și așa mai departe. Fiecare, pentru că se vor face grupe și vom lucra. Se primesc teme acasă, lucrați între voi și așa mai departe. Da? Bun. În această seară pornesc o nouă grupă, iar această nouă grupă, cei care încep acum, cursul va dura în jur de 5 luni, cu toate seminariile, începând de astăzi. Da? Chiar am fost întrebat, de exemplu, mi-a zis că acum nu poate achiziționa cursul și îl achiziționează peste o lună și jumătate. Da, achiziționez cursul peste o lună și jumătate. Doar că nu vei mai avea acces la seminarii. Pentru că eu nu am timp să fac seminarii individual. Cel care cumpără cursul în afara perioadei de promoție va avea oricum și alt preț, da? Dar va trebui să aștepte până se formează o nouă grupă, să intre cu acea grupă în partea practică, partea de seminarii care se realizează live. Da? Deci să fie înțeles pentru toți. Bun, dacă mai sunt întrebări. Despre radiestezie. Am mai creat, de exemplu, mai există și un grup pe Facebook numit Școala de Radiestezie Terapeutică, este grupul meu, unde mai postez tot felul de video sau podcasturi cu diferite teme din radiestezie, iar aceste teme vor fi tot mai dese, dar pentru a avea teme din radiestezie am și rugămintea mai ales celor care sunt în acel grup, pentru că știu că difuzez acest live, se duce, este vizibil acum și în grup acolo, să vină cu idei de subiecte vis-a-vis de radiestezie și de alte tehnici din domeniul acesta a terapiilor alternative, pe care le știu și eu. Da? Și am mai creat un sistem prin care puteți primi și primiți cei care s-au înscris pe mail tot felul de informații despre atât despre radiestezie, cât și despre Reiki și tot ce este din domeniul Reiki. În general despre domeniul spiritual. Toate acestea
La toate acestea vă puteți înscrie fie în pagina profesională Romeo pe Facebook, Romeo Botezatu, așa chiar așa se cheamă pagina profesională Romeo Botezatu și este și poza mea acolo și se poate identifica după școala de radiestezie terapeutică. Acolo găsiți tot felul de linkuri de înscriere pentru radiestezie, pentru a avea mai multe informații, pentru Reiki, pentru domeniul de dezvoltare personală, pentru că sunt și astfel de cursuri pentru cei care doresc să se dezvolte, de exemplu, din punct de vedere al dezvoltării personale, și sunt niște lecții foarte frumoase și niște mastermind-uri foarte frumoase despre vis și despre dezvoltarea leadership-ului din noi. Adică să devenim niște lideri în primul rând cu noi și după aia cu ceilalți oameni din jurul nostru. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, vă aștept în curs pentru cine dorește să achiziționeze cursul. Da. Vă aștept și la alte live-uri pe acest domeniu, frumos domeniu. Ce era mai important? Cursul de radiestezie terapeutică are o reducere substanțială în acest moment, iar această reducere substanțială este valabilă până astăzi la ora 12, noaptea. Da? După care ea va reveni automat la prețul inițial. Da, deci pentru cine dorește să se înscrie la curs, o poate face acum, fie poate cumpăra modulul 1, fie tot cursul. Deci toți cei care achiziționează modulul 1, după aia pot cumpăra în funcție de posibilități și celelalte 3 module. Da? Iar această achiziție în platformă se poate face foarte simplu cu cardul. Deci este implementat plata cu cardul securizată prin Eu Plătesc. Este ceva foarte simplu și la îndemâna oricui. Mai ales că acum în perioada asta, pe oriunde mergem, se spune încercați să plătiți cu cardul. Da. Ok. Mulțumesc tuturor celor care au fost cu mine în această seară. Vă aștept la următoarele live-uri și pentru cine dorește, îl aștept în seminariile de radiestezie care vor începe peste 2 săptămâni. Bun, o seară plăcută tuturor. Ne vedem la următorul live sau următorul podcast, pentru că am început să fac și podcastul și chiar în pagină, cred că chiar sub acest live există un podcast. Cred că am vorbit despre ansă și informație. Vă urez o seară plăcută, un weekend plăcut tuturor!